Ieri, în ziua pomenirii Sfinților Trei Ierarhi, credincioșii din orașul suedez Uppsala l-au avut în mijlocul lor pe preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie cu prilejul hramului și le-a vorbit celor prezenți despre cele trei lucruri capitale pentru misiunea bisericii pe care le învățăm de la Sfinții Trei Ierarhi: comuniunea ca scop al comunicării, filantropia ca dragoste necondiționată și redare a libertății omului și teologia ca dialog cu Dumnezeu. Prezenți la Sfânta Liturghie, săvârșită în cinstea Sfinților Trei Ierarhi, credincioșii români din orașul Uppsala au primit binecuvântarea preasfințitului Părinte Episcop Macarie și au ascultat cuvântul de învățătură rostit cu prilejul hramului. Copiii prezenți au primit din partea preasfințitului Părinte Episcop Macarie cartea Evanghelia lui Hristos, prezentată de Sfântul Apostol Luca, apărută recent la editura Basilica a Patriarhiei Române. Dăm slavă preamilostivului Dumnezeu că ne-am vrednicit și anul acesta să sărbătorim hramul parohiei noastre românești din Uppsala. Mă bucur că foarte mulți credincioși au luat astăzi liber de la servici și au venit împreună cu copilașii la dumnezeiasca liturghie. După slujbă am vizitat-o și pe doamna preoteasă la maternitatea din Uppsala, fiindcă a născut cel de-al treilea copilaș pe care urmează să-l botezăm în viitorul apropiat. Sfinții Trei Ierarhi au mers până la capăt în dragostea lor față de Biserica lui Hristos, dăruindu-se integral Mântuitorului, de aceea El ne-a dăruit înapoi ca întărire, ajutor, insuflare și stâlpi ai Bisericii. Împreună cu părintele nostru episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord, și cu o seamă de credincioși, deși suntem în mijlocul săptămânii și majoritatea alergăm după pâinea cea de toate zilele, totuși o parte dintre noi am reușit să ne râvnim și către pâinea cea cerească, către Domnul nostru Iisus Hristos, luând pildă de la Sfinții Trei Ierarhi și căutând drumul cel strâmt, așa cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, să fim următori Lui, căci El este următor Lui Hristos. De asemenea, și de la Sfântul Grigorie Teologul am învățat să ne râvnim, să ne ostenim către cuvântul Sfintei Scripturi și către adâncirea adevărilor de credință. De asemenea, și de la Sfântul Vasile cel Mare învățăm să ne râvnim și să îi ajutăm și pe cei săraci, pe cei neputincioși, pe cei slabi. Chiar dacă suntem departe de casă, la 3000 de kilometri, ne bucurăm că avem aici un loc de rugăciune unde putem veni duminică de duminică și mai ales în Sfintele Mari Sărbători. În fiecare an, de hramul Sfinților Trei Ierarhi, încercăm să ne adunăm aici la Biserica din Uppsala, încercăm să ne luăm liber de la muncă și să sărbătorim împreună acest mare hram, mai ales că de fiecare an avem binecuvântarea de a avea în mijlocul nostru pe preasfințitul Părintele nostru Macarie și se cuvine ca să fie sărbătoare mare și să fim împreună, noi românii, adunați în Uppsala și în împrejurimi. După slujbă, preasfințitul Părinte Macarie a vizitat maternitatea din Uppsala.